toată lumea a făcut înseamnă că e ceva foarte drăguț. Așa crezi? Păi aia toată lumea a făcut Bună seara! Ce zici? Ce povestești? Ce să vă zic? Că... tocmai am schimbat o roată de rezervă și exact, am venit să facem lucrări aici peste drum, da, și am zis să trec și pe aici. Bine, eu sunt Vlad, salut! Salut Vlad! Salut. Îmi place costumația, ești foarte mișto! Da, mulțumesc! Și personalitate, și cântare, și tot! Bravo! Mersi frumos, mersi! Foarte tare! Astăzi mă lupt cu bunul meu prieten și coleg și adversar, Denis. Dacă ai nevoie de un traducător, sunt aici, să știi. Ok, mulțumesc. Cu ce te ocupi, Vlad, așa, de curiozitate? Cum aș zice că mecanic? Nu schimbă rost la mașini. Eu sunt actor. Mai bine, mai bine, deci te ocupi, scuze, atâta s-a putut, na, acum... Practic te ocupi cu orice. Cu orice, da. Și cu lucrurile de pe drum, de peste drum, da. Da. Tare mă bucur că nu te-ai simțit Tudor și nu s-a întors de la actor la actor. Pot să lupt eu pentru un actor care cântă extraordinar de bine. Și s-a simțit că te-ai jucat cu melodia asta, mi-a plăcut cel mai tare. Ce căutăm noi la Vocea României este vocea, desigur, vocea aia pregnantă care poate să impresioneze pe oricine. Dar și jocul ăsta pe care îl faci. Și am impresia că atunci când cânți, cânți pentru mine, nu pentru altcineva. Și asta e cel mai important și pentru asta îți mulțumesc. Cu dragă. Pe bune, ești, e extraordinar. Chestia asta este foarte, foarte important. Mă buc. Ai jucat excelent. Aș vrea foarte mult să, să explorăm mai multe vibe-uri, mai multe piese. Adică vreau să văd ce altceva mai pot să transmiți. Fii poezie în viața mea. Inima stai, dragă, că n-am terminat. Cuvinte. Deci ce vreau acum să stai în dreapta mea. Irina, te rog frumos să un pic mai lejer, da? Și să ne țină pasul doar Irina, înainte. Vezi că am și eu cu ce te vreau lega. Vreau să ai curajul pentru gata, primul Irina, pas. Irina, gata, vorbim după în spate, vorbim în spate. Mă, ăștia au dat, deci ăștia doi au dat spargeri la sex shop. Pe mine ia, să fiu loc, ghidul tău. Așa. Pe pantă sau loc drept, la bine și la greu. Ia un loc. Unde nu cad ploile, nu au cum să crească flori. Vlad, ce încerc eu să spun e că m-aș bucura foarte mult să fii în echipa mea. Acum vorbești pentru Irina sau pentru tine? Chiar te doresc foarte mult. Dacă vii în echipa mea,
O să putem să dăm starea asta și... Nu, nu, pentru că tu ai mâinile legate, da? Nu. Denis, de ce ai astea la tine la scaun? Băi, Irina... Băi, Irina, du-te juca cu ce nu știi să folosești, mă. Irina s-o plâns că e doar ea cu... Cu cravașa? Ia uite. Ia. Dar nu la spate, ca să nu poți să faci gesturi. Cine ai venit în seara asta? Irina, ai primit vreodată o pereche de cătușe? Am venit împreună cu mama și cu sora mea. Hai să-i cunoaștem. Au. Haideți, mama. Au. Ia. Aplauze! Vlad își moștenește părinții. Uitați-vă ce mamă! Amândoi am fost foarte atrași de zona asta artistică și cântam amândoi în casă, dansam împreună. Vlad a fost un artist complet de mic. Deși se vedea lucrul ăsta, nu m-am gândit niciodată că va fi actor. Îmi place foarte tare să fiu pe scenă. Îmi place la modul visceral. Pe scenă mă simt... Simt ca și cum pot să fiu doar eu, dar să se uite toată lumea la mine. Relația între mine și Vlad este specială, într-adevăr. De când era foarte mic, stăteam și pierdeam nopți, stând de vorbă și filozofând amândoi, de pe vremea când spunea că e prea scurtă săptămâna, lui nu-i ajung 7 zile pentru câte planuri are și pentru câte lucruri are de făcut. Și asta nu s-a schimbat nici acum. Pentru Vlad, săptămâna încă este prea scurtă. Pe lângă muzică și pe lângă teatru și pe lângă tot ce fac, fac și tabere pentru copii instituționalizați, împreună cu niște prieteni. Am avut noroc să găsim un spațiu destul de mare în comuna Potelu. Și acolo am creat noi, efectiv, cu mâinile noastre, dintr-un fost CAP, l-am făcut un loc bun pentru tabără de copii și mergem pe zona asta artistică, facem ateliere de muzică, de teatru, de dans, de pictură. Sunt incredibil de creativi. Au o imaginație fenomenală. Ba chiar au puterea de a se vindeca prin artă și nici măcar nu știu asta. Bănuiesc că sunt în poziția în care eu trebuie să aleg acum, nu? Stai. Că Denis nu și-a terminat pledoaria. Mie îmi plac foarte mult actorii. Îi consider o categorie de oameni aparte. Sunt pe cât de complexi, pe atât de interesanți și au lume. Da, bine, m-am referit. Mulțumesc și eu, Denis. Mulțumim. Da, eu cred că am avea de învățat foarte mult unul de la altul. Și mi-ar plăcea să facem un schimb de experiență, să-mi spui cum vezi tu acest drum în care noi putem să ajungem cât mai departe în acest concurs. Poți să iei decizia asta fără mama ta? Poți să iei singur? Da, cu siguranță. Atunci, da, te rog. S-a ferit de foarte mult să spună că este băiatul Monei Nicolici și asta pentru că Vlad și-a dorit foarte mult să reușească singur. Iar eu sunt mai mândră pentru că acum mă întreabă pe mine lumea, sunteți mama lui Vlad Nicolici? Eu îți ofer tot sufletul meu și toată deschiderea mea să avem o aventură frumoasă, profesională. Unde? În acest show, ca să nu ia Tudor pe arătură cu așa. Și că am trebuit să alegi. Cred că, de fapt, întrebarea pe care vine din partea mea este, așa cum ați auzit voi pe mine, Irina și Denis, unde m-ați vedea cel mai sus în cariera mea? Poți să te întreb ceva? E o întrebare care depinde doar de tine, dragul meu. Scrii? Da. Atunci destul de departe. Eu nu pot să-ți spun că unde e să ajungi tu, pentru nu, că depinde dacă scrie, doar de tine. Dar ar trebui evident, să vedem evident. Cum scrii. Nu, eu dacă o să spun că te văd foarte departe, o să fiu ipocrit. Depinde doar de tine. Ar fi interesant și cu Denis. Să avem discuția asta, dar... Bine, eu aș avea încă multe să-ți spun. Mai depinde și cum îți construiești echipa, că vezi că nu-ți faci singur o carieră. Da, știu asta. Dar știu. Dacă vrei să discutăm mai multe, te invit în echipa mea. Bine, acum eu pot să fiu fată bună și să ți le dau și fără să vii, dar eu prefer să vii totuși, ca să construim ceva împreună. Și ai reușit să vorbești mai mult decât am vorbit eu în toate sezoanele. Nu concurez cu tine, Tudor, oricum. Orice aș face, Tudor, n-am cum să te bat. Băi, zei, ce mi-ați făcut, băi, fraților? Ce să-mi zici în capul meu? Eu trebuie să iau o decizie și în capul meu acum sunt mai fluturi, adică e ceva...
nimic din tot ce mi-am pregătit ca și gând până acum nu mai e valabil. Și sunt un om al momentului și da, cred că pot să spun. Pot să spun? Spun? Da, da, da! Da! Hai, al momentului. Voi merge mai departe cu... Denis! Yeah! Yes! Yes! Bă, chiar mă bucur! Bravo! Vlad m-a cucerit. O să fie bine. Mi se pare că e genul de om cu care te simți bine. Mulțumesc! Bravo, mă!